Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi, la Sport Secrete și Vedete, eu și Diana Enache stăm de vorbă în culisele, nu-i așa, actoriei cu Alexandra Velniciuc. Bine ați venit, dragilor, bine ați venit, Alexandra, pe la noi. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Ești ca o primăvară, dragă, colorată, frumoasă, într-o formă de zile mari. Adică îmi trece timpul că vine nu, vara. Arăți foarte bine și te apreciez pentru tonul pe care l-ai tot timpul, te laud, chiar dacă ești de față, chiar dacă nu. Și când a venit Tania Popa aici și am vorbit și despre actorie, am vorbit și despre tine. La exemple, exact, așa da. Păi da, și Tania e un exemplu de așa, exact. Dacă e în plină cură de slăbire acum, bă, și are o ambiție, deci mă uitam la ea. Păi moldoveancă, domne. Săraca, da, mănâncă numai apă cu hrișcă, dar ea zice că o să-i facă bine ceea ce... Toată lumea are chiar noroc din punctul acesta de vedere. Trebuie să mai depunem și ceva efort. E adevărat, aici eu recunosc că am o moștenire genetică bună, pentru că semăn cu tata. Mama acum s-a mai dolofănit așa un pic, dar tata e fibros și acum la 70 de ani. Și arată într-o mare formă. Să străiască și da, să mulțumesc. Ne bucurăm de el cât mai mult. Și ție să trăiască. Să ne trăiască toată lumea. Și ție, da, toți părinții, da. Toți părinții, toate familia. Alexandra, da. Să, pentru că ești pentru prima dată la noi, vreau să stăm un pic de vorbă despre povestea ta, pe care poate foarte mulți din telespectatorii noștri o cunosc deja, dar le mai reamintim, să spunem. Și, bineînțeles, cred că nu a fost neapărat o opțiune, așa cum a fost, ar fi pentru altcineva din afara lumii actoriei pentru tine, acest domeniu. A fost din familie, pentru că îl știm cu toții pe tatăl tău. Și s-a transmis pe venă, direct. Exact. Talentul s-a transmis 5G. Nu era mai, atunci, dar... Știi cum e? Eu uneori tind să spun că ăsta e un handicap. Adică eu m-am născut într-o familie în care nu doar tata, voi știți pe tata că e expus și așa, dar maică-mea e pianistă, bunică-mea a fost cântăreață de canto clasic, bunică-mea pianist, adică mi-era cam greu să mă fac inginer. Chiar dacă poate că mintea m-ar fi ajutat, dar când vezi numai lumea sau asta... Sau dacă la medicină erai cumva dezamăgirea familiei. Știi, familiile care au o tradiție în a fi doctori sau în a fi arhitect sau nu știu ce și copilul alege un alt drum, copilul devine oaia neagră a familiei. Exact, eu dacă făceam o profesie din asta serioasă, deveneam oaia neagră, adică cred că ar fi fost o mare dezamăgire pentru familia mea. Dar, da, pentru că am deschis ochii în lumea asta, așa cum ți s-a întâmplat și ție, n-ai cum să alegi altceva. N-a fost doar o formă de mimetism a lor mei. Pur și simplu. Dar care a fost momentul de click-ul, nu știu, când l-ai văzut pe tatăl tău? Nu. Eu pe tata l-am văzut târziu și eu pe tata întotdeauna l-am perceput ca pe tatăl meu. Adică târziu am aflat eu că tata e actor și că îl știe și lumea. Nu. De click-ul n-a fost unul așa cum ți-ai dorit tu să fie. Eu de pe la 5 ani am știut că voi face profesia asta. Deși tata m-a ținut departe de ea. Am avut oferte, copil fiind, să joc în tot felul de filme, cum se întâmplă de obicei copiilor de artiști. Tata însă a avut înțelepciunea să-mi explice că ar fi mai bine să-mi trăiesc copilăria și să nu mă arunc să fac ceva de la o vârstă fragedă, pentru că mă voi consuma și că nu e bine pentru eventualul meu talent. Sau o să ajungi într-un punct în care nu o să-ți mai placă. Exact. Tata nu m-a susținut niciodată spunându-mi că ce talentată sunt și așa, deși probabil că niște date aveam eu pentru meserie. Dar eu am făcut și muzică, am făcut și pian. Și când Păi am făcut 15 ani de pian. Peste detalii. Am făcut 15 ani de pian. Dar niciodată nu m-a încurajat să ard etape. Niciodată. Și cred că n-a făcut rău. Adică mă uit la copiii care vin în festivaluri să cânte și așa, sigur, e minunat. Și eu nu zic că nu le fac bine părinții, dar există un prag peste care nu e bine să treci. Pentru că după aceea te confrunți cu realitatea concretă din teren și când ajungi la 20 de ani cu experiență de scenă de pe la 5 ani, deja ai un soi de blazare, ai un soi de siguranță dacă de sine. Ceva, exact. Te bazezi pe ai un soi de atitudine care deja nu mai e apreciată de public. Știi? Trebuie să știi să îți conduci bărcuța corect prin viață. Dar uite că facem întotdeauna o paralelă între ceea ce înseamnă artă și ceea ce înseamnă sport. Și de foarte multe ori avem oameni care, deși au veleități într-o anumită zonă specifică, s-au lovit, bineînțeles, ca noi toți, în absolut orice ai face de sport. Ai făcut în copilărie sport, Alexandra? N-am făcut sport organizat. Adică n-am făcut, să zic, că m-a adus la handbal sau că m-a adus la balet sau că m-a adus la not. Nu
spui că ai jucat fotbal cu băieți. Nu, niciodată n-am jucat fotbal cu băieții, dar tata e un om care face mișcare și acum. Tata e un om care nu iese din casă până nu-și face flotările, până nu-și face... Și atunci eu am crescut în spiritul ăsta. Eu fac abdomene că mi se pare... 300 la număr, nu-i așa? Da, fac 3 serii a câte 100... Pentru că este ca spălatul pe dinți pentru mine. Adică eu nu concep să ies din casă fără să-mi fac mișcare. E o chestie de igienă, deci, personală. Da, da. Și dacă am treabă la 8 dimineața să ies din casă, asta eu mă trezesc cu o oră înainte. Păi nu că îmi pun ceasul, mă trezesc. Pentru că altfel sunt neîmplinită în ziua respectivă. Dacă știu că aș fi putut face mișcare și n-am făcut, nu mă simt bine. Față de ce, mine. Da, ce ambiție trebuie să ai ca să-ți menții? Să știi când că... a început obiceiul ăsta? Când ai a, de mică, de mică. De când eram în școala generală de fac chestia asta. De mică faci 300 sau da. Ai crescut așa? Nu, am crescut. Am crescut în timp. Acum mă și plictisesc, că nu mai știu zămile număr. Mă mai pierd. Le faci mai... la ochi așa. Da. Când simt că deja mușchiul e obosit, îmi dau seama că... Pentru că știi cum e? Făcând permanent, evident că mușchiul se obișnuiește și atunci trebuie să crești un pic. Și cât să mai cresc și eu, nu mai. Gata, mă plictisesc de numărat. 500, 600, 700. Da, nu. Dar e o chestie, adică eu nu fac mișcare din narcisism, eu nu fac mișcare ca așa de bine, eu nu fac mișcare ca să arăt bine, eu fac mișcare că simt nevoia. Și eu sunt una din fericitele care ar face oricând mișcare. Deci dacă mă trezești la 4 dimineața și îmi spui hai să alergi, sunt prima. Îmi place și mă simt bine și e un debușeu pentru minte. Eu dacă am o zi grea, mă pierd în două locuri, într-o parfumerie sau undeva unde pot face mișcare. Acolo mă găsești întotdeauna. Dacă plec de acasă, să știi că sunt. Ai două variante. Exact. Unul răspunde Alexandra la telefon, unde o fi? Ori în parc, ori la parfumerie. Deci, exact. La lecherie, una din două. Exact. Și ar fi bine să fii în parc la alergat, pentru că la parfumerie efortul e depus altfel. Exact, da. Mai mult financiar, se golește cardul, lasă. Mai ales că știm acum că e o întreagă modă, nu-i așa, cu parfumurile de nișă și personalizate. Exact, și mai exact, deci, exact. Mai bine mergem la alergat, e costisitor. Da. Și e mai sănătos. Mai bine parc. Calorii decât cardul. Exact, așa. Și e, după da. Acele 300 de abdomene continuai și cu mersul la sală la aerobic, da, cu fete, da. Sau mergeai singură? Nu, eu merg singură, eu nu am antrenori, eu nu merg cu prietene, nici nu am prietene ciudat-o. De genul ăsta. Da, știu, sunt o asocială. Nu, mă duc singură pentru că eu nu mă duc la sală ca să socializez. Eu mă duc cu ochii pe ceas, de obicei nu am timp, trag repede, fac un duș și am plecat. Adică n-am timp să stau să... Nu. Iar profesia pe care tu o faci este una care implică un stil de viață destul de haotic, adică întotdeauna... Nu, să știi că nu e haotic. Programele nu seamănă unul cu altul de la o zi la alta, dar nu e deloc haotic și există o rigoare, adică știi că ai repetiții, știi că te pregătești pentru un spectacol. A fost întotdeauna așa sau a devenit în timp că ai reușit să te obișnuiești cumva să faci tu programul? Nu, a fost întotdeauna așa. Ai foarte multe de făcut într-o zi, adevărat, dar nu poți fi haotic, că trebuie să ți le planifici foarte bine ca să nu ratezi ceva. Adică trebuie să știi exact ce marjă de timp ai pentru una, pentru alta și evident să fii la spectacol. Eu sunt un actor de modă veche care se duce la teatru cu 2 ore înainte. Iertați-mă, și asta e. Și ți s-a întâmplat vreodată să uiți de vreun spectacol? Ha, dai din casă. Da, mi s-a întâmplat atunci când am albit, am o meșă albă aici. De atunci? Da, eram cu o jumătate de oră înainte de spectacol, eram acasă, relaxată, fără probleme și am primit un telefon, am crezut că e o glumă, am mai pierdut niște timp la telefon zicând hai că e bună, las-o așa, dar aveam spectacol, norocul meu. Vezi, este un alt avantaj, acela de a sta în centru, că dacă stăteam eu pe la o periferie, într-o curte, se termina, nu mai ajungeam, dar așa m-am făcut repede divă, cum îmi place mie să spun, și am plecat la teatru. Și ai ajuns și ai ieșit și sus. Da, a fost, adică s-a consumat multă adrenalină și te costă. Nu cred că există artist, om care se urcă pe scenă, care să poată fi indiferent la chestiile astea, că întârzi, că n-ai cum, îți bubuie inima dacă nu ești acolo. Mai ales că știi că ai o sală plină de oameni care te așteaptă. Asta și bașca. Care nu țin cont de ce probleme ai avut tu acasă. Sau de exact. E o formă de respect pentru public și până la urmă, hai să o spunem pe șleau, noi nu existăm fără public. Ce mai turavura? Dacă nu știi să-l respecti și dacă nu știi să-l onorezi în felul tău, de pe scenă, către el, atunci nu meriți să fii artist. Și clar, nu, dar nu meriți să fii artist, n-ai cum. Sigur că se pot întâmpla lucruri. Normal. Am avut și noi evenimente când prezentam emisiune în direct de muzică. Oameni care întârziau
Se întâmplă că este omenesc, dar să o faci cu bună știință, asta e o crimă. Da. Cum a fost perioada facultății, Alexandra? Pentru că acolo... Ce povești ai? Cât timp avem? Da. Spuneți-mi cât stăm de vorbă ca să păi știu la cât mă întind. Din păcate doar o oră, dar dacă insist, okay, putem să ne lungim. Hai să prelungim. Cereți, vă rog, o prelungire în meghese, că vreau și eu să zic acum ceva. În perioada facultății eu am fost răsfățată pentru că am și lucrat. Am făcut și filme de studențești, da, între noi acolo. Practica. Da, practica, dar filme premiate, culmea, că am avut mână bună. Eu am lucrat cu Nemescu în perioada facultății, care mi-a fost foarte drag și am povești frumoase cu el. Și a fost o perioadă, la noi studenția nu e ca la politehnică sau ca la medicină. La noi studenția e intrarea în pâine, cumva, știi? Și am avut experiență, eu am debutat în teatru când eram în anul 3 de facultate. Privilegiu. Na. Foarte mare. Da, foarte mare. Da. Și am jucat la Buzău, am jucat 3 ani de zile la Buzău cu prietenul nostru Lucian Ghimiș, dacă îți spune ceva în numele ăsta. Da, așa, acolo mi-am făcut debutul și de atunci o tot țin așa, într-o joacă. Dar e o joacă frumoasă pe care mi-am dorit-o. Uite că poate mulți nu știu aspectul acesta, dar în facultatea de actorie se face ceva sport pentru că ai obligativitatea, da, de a face dans, balet și da, mulți fac și lupte de scenă. Se făceau, nu se mai fac din păcate. Eu am făcut și scrimă în facultate. Da, și scrimă se făcea. Și se mai făcea ceva, au scos de mult chestia asta, dar țin minte, tata era profesor în facultate și pe vremea când eu eram copil, în facultatea de teatru se făcea echitație, domnule. De ce? Pentru că existau filmele istorice unde actorii trebuiau să știe să încalece pe un cal. Acum, nemai făcându-se nimic și toate filmele românești fiind așa la mititica într-o garsonieră sordidă de bloc, nu mai avem nevoie de echitație, deci s-a scos din facultate. Știți că se pune pe CV, știu că mai sunt glume de genul ăsta în industrie, în care pun pe CV că știu să călărească, știu să fac și ajung acolo, păi da, eu nu știu nici să not. Exact. Dar, da, pe CV scria. Da, eu am făcut și echitație pentru că m-a luat tata pe vremuri când exista studioul cinematografiei la Buftea. Erau și niște grajduri acolo unde erau cai și adusese Sergiu Nicolaescu niște cai din Germania, niște armăsari pentru filme. Cai de concurs care fuseseră casați, cum se zice, care fuseseră scoși la pensie, dacă vrei, și aduși aici. Și țin minte, eu eram mică, dar țin minte că tata se întâlnea cu Pintea, Dumnezeu să-l ierte, la Buftea și călăreau împreună și era o bucurie amândoi, pentru că aveau amândoi o ținută foarte frumoasă pe cal și plecau așa la un manej, după care îi cam pierdeam eu prin pădure, eu rămâneam pe acolo cu cine mai era pe la graj, dar era o atmosferă frumoasă și era o lume frumoasă. Cred că aveam mai mult timp și aveam timp să fim boemi, știi? Și azi nu mai regăsești. Nu, azi tocăm timp, ni-l pierdem stând pe telefoanele mobile, crezând că ne trăim viața, dar e o iluzie. Asta e adevărat. Adică nu mai apucăm să ne bucurăm de firul ierbii, nu mai apucăm să ne bucurăm de o floare în copaci, alergăm așa și ne iluzionăm că am trăit. E păcat cumva că s-a scos din facultate și echitația și scrima și, da, dar și luptele de scenă. Se făceau și lupte, se făceau acum, cu Sobi Ceh. Da, eu am făcut cu Sobi. Dumnezeu să-l ierte. Vezi ce bătrână sunt. Ei, da. Ești experimentată. Da, da. În lupte de scenă, da. Ai avut parte și de lupte, nu, de scenă? Nu, nu. Și din punctul ăsta de vedere m-a iubit Dumnezeu? Nu. Sau dacă am avut, nu le-am generat eu și nu le-am... Nu. Dar te-ai lovit și de eticheta asta de fata lui tata când ai vrut, da, să pășești pe... Da, m-am lovit acesta? Și asta a fost o luptă a mea cu mine. Și am mai spus lucrul ăsta, nu e o noutate. Am spus că vreau să se spună că Ștefan Velnișuc, că eu sunt fata lui, nu că el e tatăl meu. Și s-a ajuns la chestia asta cumva, că într-un fel, noua generație, să zic așa, mă știu întâi pe mine și după aia află că și el e actor. Dar eu mă bucur și, și pe el îl bucură, pentru că e băiat deștept și n-are orgolii, de-astea n-a avut niciodată. Da, dar am crescut într-un spirit foarte frumos de viață, nu numai de profesie.
Și cred că asta mi-a dat reperele bune, știi? Mie foarte bine. Și în pandemie, mie mi-a fost atât de bine. N-am avut timp de depresii, n-am avut timp de drame. Eu n-am avut timp de chestii de astea. Eu am zis mersi că m-am bucurat de lumina din casă. Că n-apucam niciodată să văd cât de frumoasă e casa mea când e lumină naturală. Eu tot timpul aprindeam lumina, că veneam seara. Dar a fost frumos. Și ai avut timp, presupun că, să faci și alte lucruri, că toată lumea s-a apucat de gătit, toată lumea s-a apucat de sport, mai ales. Am făcut sport. Am descoperit că Da, mi-am luat și salteluță, da, mi-am luat și abuilu, că mie îmi place să fac abdomene pe roata Rochita. Aia. Oh, bun, da. Și eu m-am dus cu ea, nu prea m-am mai întors la început, dar... Te-ai întins, ai zis la ce-i bine. Și a venit taică, mi-a zis, cum să nu faci? Uite aici, pac! Și de rușine, jur, de rușine, zic, băi, face omul ăsta la vârsta lui, iartă-mă dacă te uiți, dar na, trebuie să spun. Și se întâmplă, Adrian, lasă că și eu zic la și fel de tata. Și nu fac eu. Și până la urmă am făcut și eu câteva, dar îți spun. Nu, eu fac 50 de alea. Cum? 50. Nu știu să număr, las-o așa, fac 5 de fapt. Din ochi, tot așa? Lasă că la 300 cei sunt 50. Tot nu. Zilnic? Nu zilnic, dar e greu acasă că mi se strânge și covorul și odată cu salteluța și e complicat. Dar e bine că faci și când ai fost la noi în emisiune la radio, ne-ai spus că oricum, dacă nu a pus să faci abdomenele, alergi și da, ești da, foarte mult alergat, 6 km pe zi. Da, cam așa, ăsta, nu? cam așa. Da, fac. E zona mea de liniște. Eu acolo îmi limpezesc gândurile. Acolo sunt discuțiile cu mine. E și n-ai fost atrasă totuși, nu știu, și de tenis sau nu. Atletism, dacă tot îți place. Cred, nu, n-am făcut. Deși par genul care ar ieși la tenis. Asta vreau să zic. Da. Eu cred că aș fi fost un foarte bun sportiv de performanță dacă tata m-ar fi direcționat către zona asta, pentru că am psihologie de sportiv. În sensul că atunci când îmi e cel mai greu și când sunt cel mai low, așa, ca energie, atunci trag de mine, atunci îmi doresc să-mi depășesc limita, iar bucuria că am reușit este fantastică. Și par și competitivă, adică mă gândesc că dacă se face ceva în familie, joc de societate, eu. Poate cred că vrea să fie în echipă cu tine ca să nu cumva să fie împotriva ta, așa pare. Da, îmi place să împing așa și să portez, îmi place. Uite, domne, asta e atitudinea bună, vezi, nu? Generațiile noastre, noi suntem mai... Ce vorbești, mă? Noi două, da! Merge. Hai noi să două, vă povestesc ceva. Am fost cu studenții lui Șerban în pandemie. Au vrut ei să plece așa într-o vacanță doar ei. Să se cunoască. Și au închiriat, exact, să se cunoască mai bine, exact. Și Șerban a zis, hai să le facem o surpriză. Ne-am luat cazare într-o altă locație decât stăteau ei. Dar pentru că era o cascadă la locul respectiv, am fost undeva lângă Durău, o zonă absolut splendidă. Am zis, hai domne, să urcăm până la cascadă. Nu era ușor drumul, adică erau și zone de urcat pieptiș. Băi, am crezut că moră ea pe drum. Gâfâiau, transpirați, se opreau. Ce aveți, mă, copii? Eu cu Șerban n-aveam nicio treabă, dar nu că făceam pe nebunii. Șerban, deși nu pare, face și el multă mișcare, dar la el aia e conformația. Deși nu pare, dar la conformație, măi, domne. Asta e conformația. Deci Șerban face mișcare cot la cot cu mine. La el nu se vede, la mine e normal. Dar la el nu se vede. Și totuși, eu un om de 52 de ani, atenție. Băi, frate, am urcat eu cu el de n-aveam treabă, ăștia erau în spate. Domn profesor, să mai stați un pic. Domn profesor, uite, hai să ne mai uităm vezi la cer. Dacă s-au scos probele. Da, mă, da, să știi tu. Da, să știi, este inadmisibil. Acum, eu îmi dă mâna să vorbesc. Stai că am dat-o dintr-o parte într-o dată, nu mai stă. Mi-am dă mâna să vorbesc că n-am probleme de greutate. De eu mă uit la fetele astea. Mă, nu se poate, mă, la 20 de ani să arăți așa. Adică eu nu zic că trebuie să se ducă la masaje și la tratamente corporale. Nu, eu zic că trebuie să facă sport. Da, ca să pentru că dacă nu faci sport, degeaba te duci la tot felul de chestii de-astea care, de fapt, nu te ajută decât punctual. Tu trebuie să ai structura musculară bună ca toate aceste ca să tratamente. Poți să îmbunătățești exact, ceva. Să vină peste și ele trebuiesc adăugate unei diete, sau, dar trebuie să faci și mișcare. Plus că să faci mișcare nu te costă nimic. Asta adică nici nu mai discutăm. Ai N variante în care chiar să nu te coste absolut nimic. Păi voi știți că acum vara noi plecăm o lună jumate în vacanță în Grecia și întotdeauna când ne vizitează prieteni și zic că suntem nebuni, când e căldura aia cruntă și când te bate soarele în cap și se face zăpușala aia și sub umbrelă și marea e clocotită. Să nu-mi spui că atunci tu ieși și ba faci. Ba da, plecăm pe dealuri, că noi ne ducem în zone de-astea unde este... Jumătate cu jumătate, adică da, și este și cu plaje mai sălbatice, cu pietre, cu bolovan, dar sus...
Sunt drumurile forestiere unde grecii își cresc caprele, de fapt. E, și noi plecăm ban alergare, stau caprele, ban mersale. La 90 de grade, exact. Ai senzația că o să spice pe mașină. Vreau să, exact. Vreau să spun că dacă faci un traseu din ăla de vreo oră, oră jumate, fai de mine, poți să mănânci toate dulciurile din lume, toate fripturile grase din lume, că ți-ai făcut mișcarea. Și dar facem. Da, o lună și jumătate. Da. Deci eu, cel mai important lucru este când îmi fac bagajul să-mi iau costumele de baie și echipamentul de sport. Sunt foarte atentă la încălțări. Încălțările trebuie să fie cele mai bune și să protejeze comode. Și comode și trebuie să atenueze șocul, știi, de călcătură. Să înțeleg că nu ai fost prea des la all-inclusive sau la ultra-all-inclusive. Eu, dacă vrei să mă pedepsești, mă duci la all-inclusive. Mor. Deci nu-mi place pentru nimic în lume. Înțeleg că este o bună oportunitate pentru familiile cu copii care vor să aibă liniște, înțeleg. Dar pe mine în all-inclusive, în țar cu ăla de lux, să mă ferească Dumnezeu. Am fost acum 20 de ani în Antalya când se deschisese unul era de ăsta nebunie. De bă, era nebunie. Marea era peste gard. Mă, nimeni nu se ducea la mare. Toată lumea stătea în băltoaca aia de piscină. Unul nu se ducea să înnoate. Asta e tendința, în general, păi, la toate hotelurile. Da, dar nu da. Înțeleg de era ce da, plăcintele și, și mâncai, iaurtul și tot erau în continuu. Acolo. În continuu bufetul ăla era pregătit. Eu cred că și în cealaltă zonă e mai aproape barul, dacă mă înțelegi. E mai aproape exact. Și barul, dacă mă înțelegi. Da, adică era cu bar vacanței. În piscină, mamă, acum 20 de ani adică era o bombă. Nu trebuia să te deplasezi nicăieri. Eu m-am deplasat. Eu cu Șerban am plecat eleleu pe fost, drum. Probabil, da, nu. A zis, am venit, nu mi-a plăcut. Nu, n-avem profilul de all-inclusive noi. Și nu. Plecați în fiecare an, vara, o lună și jumătate standard. Indiferent de ce se întâmplă, aveți vacanța asta în care... În aceeași cameră. Ah, bună, de aceeași locație, aceeași cameră, nu se schimbă nimic. De câți ani? De 22. Ah, bun. Și-au mai schimbat și ei o ușă, ceva. Și nu știi ce scandal a fost cu ei? Că ne-au schimbat. Deci este un apartament, hai că am mai povestit, nu e nimic nou sub soare, e un apartament care are o terasă foarte frumoasă și vedem marea printre pini. Pe noi asta ne relaxează. E un parc de pini și vedem marea. Bun. Și pe vremea când ne-am dus noi, erau cercevele de-alea de lemn, cum au grecii. Și da. Nu erau vopsite albastru, conform clișeului, ci erau maro. Și ne plăcea foarte mult, că termopane am și acasă, am și la spital. Mie îmi plăceau foarte mult alea de acolo. Măi, când au schimbat ăia geamurile, fai, ce m-am certat cu ei. Și au pus termopane. Da, au pus termopane. Și am zis, venim de atâta timp, suntem cei mai fideli clienți. De ce nu m-ați întrebat, domne, dacă vreau să mi le schimbați? Pentru că n-ați cumpărat acțiuni la hotelul. E adevărat. Ce hotel? Că este o gazdă nenorocită. Hotel, auzi? Păi și de ce n-ați făcut un parteneriat, un barter, un ceva? Dar de ce nu te-ai gândit să-ți iei o locuință? Nu merită. Nu? Am făcut calculul. Nu merită. Trebuie întreținut în perioada de toamnă-iarnă și nu merită. Și prefer dacă stai să te gândești, ai și situația aia. Te-ai dus, primul lucru pe care îl faci, fă curat. Exact. Dacă n-a fost cineva... Plus că mai spate. E ceva psihologic. Pleci, știi că ești obligat să te duci mereu în același loc. Noi ne ducem în același loc ne pentru că vrem noi. Exact. Dacă îmi spui că trebuie să mă duc acolo, eu sub imperiul trebuie n-am putut să fac nimic în viața asta. Deci dacă îmi spui trebuie, s-a terminat, nu mai pot. Dacă îmi zici, hai să găsim așa, o modalitate, hai să nu știu ce, dar dacă îmi zici trebuie, am clacat. Sau dacă e decizia ta care vine strict de la tine, așa da, fie și da, situația. Poți să mă păcălești și să fie decizia ta și să am doar senzația că ar fi a mea și atunci sunt fericită. A, da, okay, dacă deci zici, se poate și așa. Merge a, sigur, și mă duc cu zăhărelul imediat. N-am dar în ceea ce privește mâncarea, pentru că dacă n-ajung la mâncare, eu nu mă simt bine. Hai, că mie îmi place să mănânc. Exact. Zi, ce vrei. Asta era, că îi place să mănânce. Da. Și nu ne văd oamenii chiar cu totul, dar nu ne recomandă nimic pe niciuna dintre noi plăcerile. Mie îmi place să mănânc cărniță grasă, cărniță împănată, așa, grasă. Așa, și cum ai ce? Nu cu cartofi prăjiți, nu. Dar separat eu... cartofii prăjiți în alt context? Nu, nu-mi plac cartofii prăjiți, nu-mi plac. Nu te cred. Nu-mi plac, m-a ferit Dumnezeu și nu-mi plac dulciurile. Aici știu că o să mă urască mulți. Dulciurile nu-mi plac. Ție și dacă... E bine, Alexandra, ți-e rău? Ai febră? Pare că nu mi-ar fi. Ai nevoie de ceva dulce? Clipește de două ori. În venă. Ceva clipește dulce. De două ori. Nu mănânc cartofi prăjiți. Nu-mi plac dulciurile. Nu e așa că nu-ți place nici pâinea? Nu. Știi, în schimb, ce-mi place? Dacă vrei să îmi stric imaginea definitiv. Sunt îndrăgostită de coca crudă.
îndrăgostită. Deci, că mai, eu am mai auzit chestia asta, am mai auzit tendința asta. Am mai auzit tendința asta în state foarte mult, pentru că, bine, acolo nu face nimeni cocă de la zero și au acel cookie duff, da? Da. Și toată lumea mănâncă crud și acum au făcut inclusiv o variantă pe care s-o poți să o mănânci crudă ca să te doare stomacul. Pe mine nu mă doare stomacul oricum. Nu, mă doare stomacul, n-am nicio problemă. Deci, eu când trec pe lângă o covrigărie, întotdeauna îmi iau un covrig crud dat prin sare cu mac. Și ea se uită la mine ca la ultim om, îți dai seama ce asta e nebună rău. Deci îmi place să-mi iau un covrig crud și să-l mănânc un intră dinți așa în cocă, sunt fericită. Eu fac cozonac acasă de sărbători. Eu nu-l mănânc copt, dar crud mănânc un cozonac întreg. Deci îmi place să rup coca aia după ce crește. Avem puțină apă, dacă vrei. Ghițit în sec, nu crezi. Ce de mor. Iar mai nou, pentru că umblu mai rar pe jos și sunt cu mașina, mi-e greu să opresc pe la covrigării, mai nou am descoperit un lucru odios despre mine. Îmi iau din alea semi-preparate, din alea de pus la microunde și așa. Deci îmi iau sul de ăla, știi, pe care îl faci tu, pateu sau ce vrei. Îl las să se decongeleze puțin, mi-l porționez, bucățele cam așa, și mi-l bag la congelator. Și când mi-e poftă de cocă crudă, scot un de la al rup, lasă-mi fix să se decongeleze, este fericirea mea să-l mănânc. Și îl mai dau câteodată, îl bag în boia iute. Un regal. Da, bine, asta este varianta pentru presă. Mă bucur foarte mult că ne-ai dezvăluit. Însă totuși, ce mănânci de arăți așa de bine? Pe băi, lângă sportul pe care îl faci. Mănânc tot ce nu trebuie. Eu țin post 3 zile pe săptămână, luni, miercuri și vineri. Țin post de ani de zile și n-am nicio problemă să-l țin. O faci pentru tine personal sau o faci din considerente și din considerarea dietei? Pentru că știi foarte bine că excluzi multe grăsimi. E foarte adevărat. Îți spun de ce fac chestia asta și de ce am început să fac asta. Eu aveam senzația că dacă nu mănânc carne la o masă, mă ia cu leșin. Deci aveam senzația că văd negru în fața ochilor, mai aveam puțin și aveam nevoie să mi se facă vânt, să nu știu ce. Și am zis, băi, ceva neregulă cu creierul meu. Și mi-am propus să scot carnea din alimentație așa, de bună voie. Și mi-am dat seama că mi-e foarte greu. Și atunci am zis, ok, eu nefiind o habotnică, dar sunt un om credincios. Și am zis, dacă mi impun să țin post, dar eu țin post pentru sufletul meu, nu că... Zic, dacă mi impun să țin post, sigur voi reuși. Și am început întâi cu miercuri și vineri. Și am văzut că n-am nicio problemă, de fapt. Și că dacă se mânca la o masă carne în zilele respective, mie nu mi-era poftă de carne. Știam că am o rigoare și că mi-am impus să țin post. Bun, și când am văzut că merge chestia asta, am zis, ia să țin eu și lunea post. De vreo 6 ani... sau 7 ani, eu țin post indiferent ce ar fi. Că sunt în deplasare, că știi, există scuzele astea, că n-am ce mânca. Nu e adevărat, ai ce mânca. Dacă știu că n-am ce mânca, îmi iau cu mine o mână de alune, o mână de migdale, sau o mână de cocă. De... Și sau am de terminat cocă, exact, să nu fie cu unt cu și cu fără unt, ouă. Mă rog, o cocă special. Da. De lipie, doar și așa, exact, da. Apă. Și așa am reușit ca luni, miercuri și vineri să nu mănânc, dar... Întotdeauna după spectacole, seara, târziu, când ajung eu acasă, mănânc. Eu nu pot să nu mănânc după spectacol. Mi-e o foame de mor. Deci nu pot să mă culc nemâncată. Dar înainte de spectacole nu mănânci. Înainte de spectacol nu mănânc, că nu mă pot urca pe scenă cu burta plină. Dar înainte, pe la un două, mănânc. Mănânc. În zilele când nu țin post, am o slăninuță în congelator. Dar mai place. E o gură de apă, că mi-e poftă și mie acum. Nu mai se vorbește și se aude pe la valieră. Măi, sunt foarte pofticioasă. Sunt pofticioasă, ce să fac? Iau slăninuță în congelator, o tai așa subțire, feli-feli. Și pentru că nu mănânc pâine, îmi place să o mănânc cu roșii sau cu ardei capie. Eu nu pot să mănânc ceapă și usturoi, îmi este rău de la ceapă și usturoi, așa că nu mănânc. Dar cu niște roșii și cu niște ardei capie, slăninuța aia așa semi-înghețată, o nebunie. Deci cred că la ideea de gătit ne-am găsit aliat. Da, și să știi că dacă eu gătesc... Dacă vrei la edițiile de gătit, eu și Diana, noi mai în zilele de post poți să vii. Vin. Da, de ce voi sunteți vegetariene? Așa arătăm, a vegetariene. Știți ce se spune despre vegetarieni? Că, na. Dar nu, noi am gătit eu i-am dat ustensilele lui Alicia. Am înțeles, ești ajutor de bucătar. Exact, și am mers mai mult pe salate, pe cu semințe cu de niște humus, cu niște rozi, de... cu niște combinații, exact. Ceva așa, mergeți pe de-astea, da. Dar vrem să știm sănătate. Top 3
ce ție se ție cel mai bine. Ca să știm când te chemăm, ce să ne aduci. Să te chemăm iarna cu sărbătorile cu cozonaci. Fac și sarmale, fac și cozonaci, fac și fripturi mișto. Fac un cușcuș foarte bun, dacă vreți afla mai urmă. Eu gătesc de toate, adică gătesc ce mi-e poftă. Fac ardei umpluți. O nebunie. A plecit. Deci ce să zic? Bă, ne încadrăm, Diana, că tot noi am sperat la ceva sponsorizări în materie de mâncare. Să știi că noi tot vorbim despre asta. Acum poate ne orientăm către ceva mobilă, că tot caută domnișoara. Da, nu-i problemă. Sunt în căutare de pat, de saltele. Poate. Asta vorbeam cu fetele înainte, dar ne descurcă mai au două, trei tipi. Vezi dacă mai primi mesaje, dacă nu am găsit ceva. Nu pot să mă uit acum, îți dai seama. Sunt în continuă alertă. Deci mai primesc o saltea, un pat. Rămânem cu mâncarea totuși? Da, eu zic să rămânem cu mâncarea, adică și să-mi zici... E în beneficiu tuturor, uite câți invitați speciale avem și că și cumva noi vorbim despre sport și despre cât de bine este să faci mișcare și să fii în formă și... Păi e bine să găsești un echilibru. Da, să știi că trebuie să și mănânci. Ne oprim. Da, exact, trebuie să mănânci corect ca să ai energie. Trebuie și eu cred că dacă faci mișcare suficient de multă, poți să și mănânci ce vrei. Adică nu trebuie să te reții, adică nu trebuie să fii frustrat din punctul ăsta de vedere, fost știi? Dar a nevoie vreodată că uite, să țin dietă, nu. Nu, sau să ai o schimbare de cum se practică în general la actori, că pentru un anumit rol să-ți schimbi puțin înfățișarea. Hai, în România nu se practică asta atât să de mult. Asta se practică în industria din America, în industria cinematografiei. Exact, care există. Hai să fim serioși, că un actor în România, vai de capul lui ce să... Pe bune? Hai să ne cunoaștem totuși locul. Nu, nici vorbă. Nu se practică. Dar ai fi acceptat să te îngrași pentru un rol 20 de kilograme? Da, să te schimbi radical, sau să te tunzi sau să te vopsești? Asta, nu, să mă tun. Acum există peruci super șmechere. Nu mai trebuie să te razi în cap. Dacă ai nevoie să fii ras în cap, dar și acolo se poate umbla. Se fac niște de-astea de silicon de nu mai știi. Nu știu dacă aș accept. Nu mi-am pus niciodată problema și oricum n-a venit nimeni să-mi ceară asta. Păi eu sunt un actor de la de scenă, actor vechi, de scândură, nu știu, nu mi-a propus nimeni chestii de astea. Mi se pare așa dintr-o altă lume, știi? Adică dă bine să citești în reviste lucruri de genul ăsta, dar în lumea noastră concretă a teatrului ăsta, de-l facem, adică cu miros de scândură de scenă, nu prea. Și nici n-am auzit în jurul meu, adică nu cred că la Național, la Bulandra, la astea, nu cred că se pune problema așa. Nu spune astea... cântarul la intrare. Da, nu, că nu intrăm în ringul de box, deși așa pare uneori. Așa pare uneori, dar nu e așa. Dar ai o amintire foarte dragă ție. Bine, sunt convinsă că sunt foarte multe, dar ca să ne mai amuzăm un pic tot în acest spirit legat de lumea teatrului, pentru că mi-a fost clar că dacă ar fi să alegi, știi că sunt întrebările teatru și film? Teatru, film, clar teatru. Da, clar teatru. Comedie, clar. Dramă? Comedie, clar. Clar comedie, că dramă nici eu nu vreau să văd. Nu, clar comedie. Deși eu, în facultate, visam să joc Cehov. Voiam să întreb între Cehov și oricine altcineva. Jur că vreau să întreb și... Da, deci eu eram Cehov de Cehov forever. Eu eram cu lacrima în colțul ochiului, cu trăirile, cu... Mai că-ți plantai niște vișini în curte dacă exact, era nevoie, exact, așa? Exact. Am făcut într-un an la facultate. Mi-a plăcut foarte mult că a fost o provocare pentru mine la regii, știi că noi ne ajutăm colegii de la regie și în același an am făcut și Nina Zarecnaia și Arcadina din aceeași piesă, din Pescărușu. Și a fost provocare mișto pentru mine, da. Am făcut-o Elena Andreevna, că na, ce să fac eu așa. Și acolo mi-a plăcut mult și mi-ar plăcea. Dacă mi-aș dori foarte mult să lucrez cu un regizor rus din școala clasică de regie, mi-ar plăcea să fac un Cehov așa, cu trăire, cu... Sau dacă ar fi la film, carne, cum era piesa neterminată pentru pianină mecanică. Exact, da. Mi-ar fi plăcut enorm. Tot inspirat. Eu sunt îndrăgostită, dacă te duci în zona asta, sunt îndrăgostită de filmul lui Nikita Mihalkov, de Bărbierul din Siberia. Nu știu dacă l-ați văzut, da, un film văzut, pe care îl recomand cu tot sufletul. Nu ți-a plăcut? Ba, pentru că este un melanj între școala Mihalkov americană. Este și celălalt. Da, da, da. Dar făcut la altă vârstă. Da, aici era deja la maturitate. La maturitate spre senectute. Dar ăla e un film care îmbină școala americană comercială și așa cu carnea filmului rus. Un foarte bun film, da. Da, sunt, și eu sunt tot în zona asta. Adică când ai spus de Pescărușu, am scris la Pescărușu un extra text pentru regie la un moment dat, 80 de pagini scrise de mână, cred că în două zile. Da. În două zile, eu care nu făceam o temă la liceu. O temă.
Și când m-a văzut la un moment dat profesoara că scrie, Doamne ferește, Alice, dar ce ți-e rău? Și zic, da, lăsați-mă că scriu. Dar ce scriu? M-a văzut că descriam zile întregi. Și când a văzut la ce scriu, a zis, hai că spun un 10, că nu se știe când mai văd. Și da, mama era la fel șocată și așa, dar am avut un profesor bun pe Ana Maria Nistor. Ah, draga de ea. Și eu am avut o profesoră pe Ana, da. Da. Și astea era sunt piese mult care... cu biciu pe mine, să zic așa. Da, astea sunt piese care îți dau așa posibilitatea să și gândești, nu numai să copiezi rezumate. Putem să facem o emisiune de specialitate în zona asta. Iar ca autor de poezie, Mihai Lermontov. Da, Lermontov. Am zis, vezi? Da, putem și pe... o să revenim. Deci Diana zic cu mâncarea așa. Și cu somnul era de la pat. Nu, eu voiam să-mi spui o întâmplare amuzantă. Ți s-a întâmplat să cazi, să se întâmple ceva, nu știu, să-ți rămână, da, să fie comentarii din public. A fost foarte amuzant, mi s-a întâmplat să-mi rup ligamentul pe scenă. Drăguț. Deloc subțire, adică... Deloc subțire, că trag și acum cu glezna, da, a fost... am intrat într-un spectacol în două zile... și știi cum e, că actorii de obicei nu prea mai au timp și răbdare să stea să repete cu tine. Eu mi-am făcut temele acasă, am văzut filmarea spectacolului, numai că filmam pe o scenă construită într-un parc. Astea niciodată nu sunt drepte, nu sunt ca la teatru. Și trebuia să intru în fugă din culise, deci din întuneric în lumină, și să pun piciorul pe un fotoliu care avea roți, dar care teoretic trebuiau să fie blocate. Și să zic ce am de zis. Și am venit eu forțoasă și sigură pe mine. Am pus piciorul și mi-a zburat fotoliu de sub mine. N-am căzut ca balega. Mi-am dat seama că trebuie să mă înfig pe picioare. Și aveam niște încălțări cu toc, cu gen ghetuță, dar decupate la vârf. M-am înfig pe picioare, dar mi-am scrântit piciorul crunt, pentru că scena nefiind dreaptă, am prins o denivelare pe scenă și mi s-a dus piciorul, am jucat spectacolul frumos, n-am simțit absolut nimic. Adrenalina pe care o aveai. Exact, și când să mă duc să mă dezbrac, n-am mai putut scoate gheata din picior. Piciorul era atât de umflat că a trebuit să tem cu cutterul gheata, că nu mai ieșea piciorul. Și am zis, lasă că mă duc eu acasă, fac frechid. Niște gheață și varză, celebra varză. Și am pus varză, am dormit ca o sarma vreo două săptămâni. E adevărat că piciorul se negrea, dar eu am zis că de la șoc... Ca de la ar trebui să fie. Sau poate de la cismă. Exact. Și am zis, nu mă duc nicăieri. Exact. Și am zis, nu mă duc nicăieri, lasă că-mi trece, lasă că pun varză, lasă că mă dau eu cu creme de cal, de urangutan, de ghepard, aiurea. Când am văzut că totuși nu trece și nu trece, m-am dus la Pompiliu Popescu, despre care probabil că ai zis, tu ești nebună, cum ai putut să stai până acum? Păi e jale ce e aici la tine. Mă rog, și mi-am făcut investigații și era nasol. În momentul de față, glezna mea e ținută doar de o fibră din ligament. Am făcut exercițiu, am învățat să-mi fac exerciții și eu nu mai urc pe scenă până când nu-mi fac încălzirea la picior, că de obicei joc pe toc și dacă nu-mi fac încălzirea, piciorul meu nu mă mai ascultă. Deci am un picior macaroană, trebuie să-mi și gândesc fiecare pas. Și o operație complicată. Da, pe care nu vreau să o fac, că eu sunt asta îndărătnică la operații, n-am o zi de spitalizare în viața asta și încerc să nu am nimic. Și îmi fac exercițiile cu mingiuca de tenis la perete, știi? Deci cu glezna. Spune din sportivii noștri care vin aproape zilnic aici în emisiune și care mai de care, cu ghilimele de rigoare, se laudă cu diverse accidentări, din păcate, în cariera lor, să știți că și în alte domenii de activitate, accidentările nu că sunt urâte, sunt urâte rău, adică să ai ruptură de ligament și să nu o operezi la timp și așa mai departe, sau să stai împachetată ca poți o varză. Poți avea complicații mai mari după. Da, vreau să vă spun că mă resimt, pentru că fără să vreau, probabil că mi-am modificat felul de a păși, oricum eu îmi gândesc fiecare pas, deci cu piciorul stâng eu întotdeauna gândesc, că altfel risc, și probabil că mi-am schimbat puțin felul de a lăsa greutatea pe picior, că am început să am probleme cu sciaticul. Că știi cum e, se dezechilibrează tot, se duc ca piesele de domino toate. Ai inspirat foarte adânc, ai și tu problemă cu sciatica? Acum că ați vorbit de el, parcă începe și parcă mă ia puțin. Păi de asta vreau saltea nouă. De asta vreau saltea nouă, că mă doare sciaticul și cine știe să n-am probleme mai încolo. Da? Da.
Ce spectacole ai acum în perioada următoare? Acum, cel mai proaspăt e cele vineri, nu? Vineri, pe 27 mai, jucăm Fantoma Dragostea Mea, o comedie foarte mișto unde eu joc o fantomă. Frumoasă, da, cu altfel. Gabi Costin, cu Gabi Popescu, Gabriela Popescu, cu Claudia Ene, Raluca Ghervan, Mihnea Nicolau, Ioana Ancea. E un spectacol foarte frumos pe care l-am reluat la Teatrul Elisabeta, acolo unde joc aproape în fiecare zi. Pe 1 iunie avem Puricele în ureche. Ai văzut Puricele? Am văzut, l-am văzut eu de la invitația. Începuturile... De ai văzut cealaltă montare, probabil. L-ai văzut cu noi? Cu Vasile? Cu Vasile Calofir, cu Lucian Ghimiș. Să vii să-l vezi, pentru că e altceva, adică e tot textul clasic, n-am tăiat, n-am, în altă regie, în altă abordare. Alt decor, Șerban Puiu, regia. Șerban Puiu. Și eu parcă din poze. Aveți poze împreună și vacanțele. Avem puține poze împreună, dar avem mulți ani în viață petrecuți. Da, Șerban a făcut regia. De fapt, Șerban face cam tot ce înseamnă repertoriu și politica repertorială a teatrului Elisabeta. Și până acum se pare că Nopțile Pierdute i-au prins bine și lui și nouă, că jucăm, avem 15 titluri la Elisabeta și pentru că e teatru privat, noi nu ne permitem să nu jucăm cu casa închisă. Deci dacă nu avem sold out, suntem morți, că noi nu avem sponsorizări. Dar cam n-avem... este sold out din câte știu. Cam este, dar acum sigur că a venit vara și că oamenii preferă să se ducă vis-a-vis în Cismigiu decât să intre într-o sală de teatru, dar așa se întâmplă. Există o vorbă din bătrâni în teatru. Teatru se face de când pui murăturile până când se împut. După aia nu se mai face teatru, că omul vrea să vadă și firul ierbii. Dar încă jucăm... La o grădină de vară, ceva în Herăstrău? Am fost în Herăstrău, am făcut spectacole acolo. E destul de complicat, pentru că e o sală care trebuie închiriată, nu găsim tot timpul disponibilitate și atunci am preferat să ne facem propria grădină de vară și am luat grădina Alhambra, pe care o vom face de teatru în curând. Deocamdată acolo sunt doar concerte și în seara asta e concert, cântă Maria Buză. Te cunosc din Mahala, se cheamă spectacolul. Și la Alhambra e terasă și o scenă. Dar se bea, se mănâncă și sunt spectacole. De obicei facem concerte acolo. Încă n-am făcut teatru, dar încet, încet vom face și teatru. Încercăm cu pași mici, știi? Noi suntem de principiu că politica pașilor mici e cea mai sigură și nu ne aruncăm, pentru că noi tot ce facem, facem pe forțele proprii și pe vânzarea de bilete. Și pe fondurile proprii. Și pe fondurile proprii. Și atunci am luat-o așa, dar uite că de 8 ani de zile noi rezistăm pe piață și este cel mai mare teatru privat din România. Avem sala cea mai mare. Și încet, încet, Se poate, cu multă credință, cu enorm de multă muncă. Oamenii și simt nevoia să vină, adică mai ales după... Da, mai e ceva, să știi că oamenii simt dacă faci o șușă și dacă faci așa o comedioară la mititica. Da, o șușă pentru cei care sunt civili, cum așa. Se spune. Șușă înseamnă ceva făcut mai pe genunchi. O încropeală. O încropelă cu un text mai încropit, exact. Cu regiucă în o regie și așa mai exact. Departe. Zici corect, doamna? Exact, zici foarte bine, doamna Alice, zici foarte bine. Nu, noi încercăm să facem lucruri trainice așa și iată că Boeing-ul se joacă de 12 ani. Nu exista teatrul ăsta când am început noi Boeing-ul. Da? Încă se mai joacă. Este spectacolul nostru tank. În serios? Continuare, da. Deci, în continuare, Boeing-ul, Puricele a crescut acum foarte mult. Spectacolul Taniei Popa, Ghici cine te sună, pe textul lui Andreas Petrescu, care este spectacol de teatru făcut după filmul Perfect Necunoscuți, dar cel italienesc și franțuzesc. Cel pe care l-a făcut Strunilă este exact, dar exact piesa noastră de teatru pe care deja noi o jucăm de 3 ani și el a făcut filmul ulterior. Dar Ghici cine te sună e un spectacol. Și de atunci ții telefoanele pe masă? Măi, hai să-ți povestesc că voi azi din teatru. La început când ne-am adunat noi să repetăm, am vrut să vedem cum e pe bune să jucăm jocul ăsta. Pentru cine nu știe, ideea este că niște prieteni de o viață se întâlnesc și propun să-și citească într-o seară toate mesajele, tot ce le apare pe telefon să fie citit la vedere. E și un film francez care să facă. Păi ăsta e. Da. După filmul ăsta am luat noi deci drepturile. A, ok.
ok, da. Și au ajuns, da. Exact. Și au descoperit petrec, tragedii, drame, nenorociri. Și la început, când aveam noi entuziasmul textului, am zis, hai mă să vedem ce se întâmplă. Hai să jucăm cu telefoanele noastre, nu cu d-astea de teatru. Hai să jucăm pe bune. Băi, și am văzut că nu e bine. De ce? Pentru că, eu știu, se întâmpla să sune mama să te invite să iei cina la ea acasă. Îți dai seama. Și am zis, nu, las-o așa. Am avut premiera și după ce ne-am mai relaxat un pic, că suntem mulți pe scenă, după, și suntem atenți unii la alții și așa, când spectacol... Sunt 4 sau 5 cupluri, nu? Sunt... De ce mă pui să număr? Că nu știu, suntem patru cred că patru suntem, cupluri, patru nu? Cupluri. Da. Dacă se respectă, da. Da, cred că, da, se respectă unul la unul, da. Și filmul al dai Tania, la cu, bacalaureat ar trebui să dat. Cu Tania Popa, cu Mihaela Mihăescu pe rol cu Tania, Andreas Petrescu cu Victor Bucur, Vladimir Drăghia cu Gabi Costin, Laura Cosoi cu Jojo, eu cu Ela Ionescu și Bogdan Albulescu cu Vitalie Bichir. Ăștia suntem. Ai numărat? Am Câți numărat. Poți. Ai ieșit? Okay. Suntem toți. Și a fost drăguț că după premieră, când ne-am mai relaxat și am început să ne facem și glume între noi, că știi cum e după ce te rodezi într-o distribuție, începi să faci tot felul, am început să văd cum oamenii își scoteau așa pe șestache telefoanele. Ce? Suntem în întârziere sau ce? Nu, absolut deloc. Așa. Își scoteau așa, mai ales domnii, își scoteau telefoanele, se uitau, da, iubita, da, iubita, și începeau în timpul spectacolului, așa, știi, să nu-i să nu cumva nimeni. Să nu vină vreo idee. Da, ce te iubesc, iubita mea, și se întorceau așa. Mie mi se pare testa asta de cuplu. Adică ce spui tu, piesa să vină oamenii să vadă la teatru, că e alt feeling cu siguranță, dar și filmul e foarte bun. Nu știu ce să zic, nu trebuie să copiați tot de acolo. Doar trebuie să urmăriți, să nu luați drept. Dar hai că nu te-am chemat în vizită, la, nu te-am chemat la masă să ne jucăm între noi. Lasă-o să nu mă chem, că nu-mi place. Da, nu încercați jocul ăsta acasă, cam ăsta e mesajul spectacolului. Sau mi-am uitat acasă, aolo, scuze, ce bine nu, că n-am mod avion și vorbim cât vreți voi. Exact. Și am terminat problema. Da. Da. Da, e o lecție frumoasă. Și Alexandra, ce putem să spunem? Că ești plină de viață și da, te așteptăm și la gătit. Dacă vin cu mare drag. Accepti provocarea. Vin că îmi prim părul în 2 secunde. Dacă vreți acum, pac, imediat. Da, eu zic să mergem pe rețeta puțin mai complicată. Să facem și niște sarmale, să facem ceva... Să nu serios, mă, să nu mă umiliți, să-mi spuneți că voi tocați așa ceapa pe unghii. Doamna, toacă așa pe unghii ceapa. Da, m-am învățat. Dar să știi că e mai simplu decât pare. Măi, deci eu nu pot, că eu gătesc. Dar știi adică... cum face, nu? Face și așa. Păi dacă se pune cuțitul în vârf, îl fixezi în vârf, eu știu tehnica, dar nu merge mâna. Eu tot hăc. Nu e nicio problemă, că nu ne deranjează gustul să fie bun. Nu trebuie să fie ca la carne. Aici. Măcar nu trebuie să arate bine. Că mâncabil să fie. Da. Nu, aici cu gustul mă pricep, că mie îmi place să mănânc și atunci, pe cale de consecință, îmi place să și gătesc ca să fie gust bun. Nu știu să fac dulciuri, pentru că nu-mi plac și nu știu să le apreciez. Eu mănânc dintr-o prăjitură, mănânc 3 zile, iau straturi așa, adică eu rașchetez crema, nu-mi place aluatul, sunt o catastrofă. Deci să fie crud, dacă când se poate. Când pleci în Grecia atunci, anul ăsta? Să mergem și noi. În Grecia plec la jumătatea lui iulie și stau până la sfârșitul lui august. Până atunci deci nu ne facem, exact, nu deranjați în perioada de vacanță. Alexandra, da. Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. A trecut ora? Da, exact, ăsta e defectul. Ce-ați făcut fetelor? Noi tot cerem 2 ore. Dragilor, din păcate, așa a fost cu timpul și astăzi, dar un anunț foarte important. De astăzi, Metropola TV se vede și în variantă HD pe RCSRDS, pe canalul 124, deci vă așteptăm și acolo. Ce să zic, rămâneți cu bine, ne vedem mâine de la ora 17. La revedere!